Depresia reprezintă boala secolului 21. Ea cuprinde atât trupul cât și sufletul și are efecte adânci asupra vieții umane. Deseori, tristețea se poate ascunde viclean în spatele unui zâmbet, iar mulți oameni afișează o falsă bună dispoziție pentru ca în spatele acesteia să fie camuflate drame și tragedii personale. Depresia cauzată de filme de obicei de cele de genul thriller, dramă sau psihologice. De exemplu, filmul Avatar și-a dat fanii peste cap cu universul utopic prezentat, astfel că majoritatea persoanelor care l-au văzut s-au plâns ulterior de stări depresive și gânduri sinucigașe din cauza imaginilor de vis și pentru faptul că nu există în realitate planeta Pandora. Ceea ce urmărim în mediul online, nu numai la televiziune, ci și pe rețelele de socializare, ne poate afecta emoțional. Dacă noi, la rândul nostru, avem un fond emoțional degradat, adică noi toată viața, de când ne naștem, ne stabilim conceptele și reacțiile comparându-ne. Chiar și noțiunile simple. Comparăm înalt cu scund, comparăm albul cu negru. Tot timpul căutăm aceste comparații ca să putem funcționa mai bine. Deci momentul în care noi percepem la nivel emoțional că viața noastră sau noi înșine nu suntem conform standardelor impuse de societate, începem să facem comparații. Urmăriți filme? Nu urmăresc, normal. Specialiștii afirmă faptul că privitul filmelor poate cauza depresie. Ce părere aveți? Da, e posibil. Depinde ce anume de filme se privesc. În general, ăștia care sunt comedii, de nu sunt zi, de dragoste, nu cred că duce la depresie. Dar cele ce văd tinerii acum, sunt șanse mari să ducă la depresie. Mai ales că, care le văd pe net, pe internet. Probabil specialiștii se referă la acele filme ce prezintă o viață perfectă. Exact, da, o viață care ei așa consideră că e perfectă, dar e mai mult imaginară decât perfectă. Multe filme de acest gen au debusolat oamenii, unii ajungând chiar la sinucidere, alții și-au schimbat anumite gânduri, concepții pozitive în unele negative, iar unii pur și simplu au început să bea sau să consume diferite substanțe interzise în urma instalării depresiei după vizionarea unui film și de cele mai multe ori din cauza gândului că de ce viața nu poate fi frumoasă sau perfectă cu un happy end exact ca într-un film. Stima de sine este foarte scăzută în momentul în care noi comparăm viața noastră reală, percepută greșit, cu viața idilică care este prezentată în filme, pe rețelele de socializare. Adică, un exemplu concret, dacă eu îmi fac concediu în Severin, pe malul Dunării, normal să resim, dacă am o percepție greșită a acestei activități, resim la nivel emoțional când văd fotografiile de pe internet în care alte persoane își fac concediu pe plaje idilice prin toată lumea. Și asta mă afectează. Pe termen lung, o depresie într-un an, 2, 3, poate duce la reacții schizofrenice, adică ne afectează creierul. În orice depresie se produc transformări chimice profunde care ne întrerup anumite conexiuni neuronale, iar creierul foarte greu poate fi remediat. Specialiștii afirmă faptul că dacă privim foarte multe filme, acest lucru ne poate produce depresie. Ce părere aveți? Mie nu mi-ar dă. Eu am urmărit telenovelele când eram mai tânăr. Le scriam artiștii ce rol are fiecare, știam câți ani au, dragi, laci, minuni, aveam caiete, dar cu timpul le-am aruncat. De când am început să port ochelari, nu mai pot să urmăresc eu așa, cursiv, cum ar veni. Dar nu, depresie nu. Nu sunt întâmplări adevărate, să zic eu așa, dar se apropie de adevăr. Deci probabil orice film are o acțiune care, că sunt alea științifico-fantastice care spre viitor. Păi unde dracu să vedem noi atâția roboți și dragi și laci? Da, în principiu unele filme, ce să zic, spun adevăr, de fapt. În unele. Nu, altceva ce să... Deci tu consideri că pot da depresie sau nu? Da. Cum te influențează pe tine? Da, dar în special filmele creează depresie și dependență. Anumite filme, nu chiar. Unele. Depinde ce gen de filme.
Dar totodată și cele cu sfârșit tragic pot instala depresia sau chiar anumite imagini ori secvențe din filme care pot avea un puternic impact emoțional.